De astăzi, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă până sâmbătă 18 iunie, ora 6. În perioada menționată sunt prognozate descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Astăzi, 17 iunie, începând cu ora 11, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică, cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă până sâmbătă, 18 iunie, ora 6. În perioada menționată sunt prognozate descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale și izola grindină. ISU Mehedin recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri: sistarea activităților desfășurate în teren deschis sau la înălțime, evitarea adăpostirii sau trecerii prin apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare, închiderea tuturor ferestrelor locuinței și altor categorii de construcții, evitarea atingerii stâlpilor sau firelor căzute la pământ. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte. Informații despre modul de comportare în cazul procedurii unor situații de urgență sau alte date utile pot fi obținute prin accesarea portalului fipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit prin Google Play Store și App Store.